Adrian, un român în vârstă de 44 de ani, a fost ales primarul unui oraș american din statul Florida. Românul a obținut 1888 de voturi dintre cele 3417 exprimate, adunând 55% din opțiunile alegătorilor. Pe 28 martie, o sală arhiplină în care audiența a stat în picioare l-a felicitat pe noul primar Petrilă și a mulțumit fostului primar, care a ocupat această funcție în ultimele două mandate consecutive. Noul primar a mulțumit tuturor locuitorilor și alegătorilor, de asemenea i-a mulțumit soției sale Irina pentru că a suportat 3 luni dintr-un sezon electoral foarte greu. Cred că localitatea este unul dintre cele mai bune locuri de locuit din lume și împreună nu putem decât să-l facem și mai bun, a spus noul primar ales, Adrian Petrilă. În anul 1991, când Adrian avea doar 12 ani, familia sa a emigrat din România la Hollywood, un oraș de pe coasta de est a Floridei. Adrian Petrilă a urmat cursurile Universității din Florida de Sud și a absolvit obținând o diplomă în psihologie, dar s-a îndreptat către o carieră în domeniul imobiliar. În urmă cu 10 ani, când locuia în Tampa, și-a cunoscut soția Irina la o întâlnire a Camerei de Comerț. A fost cel mai bun lucru de la acea întâlnire, a mărturisit el. Irina și Adrian s-au căsătorit și s-au mutat împreună în 2018. St. Pete Beach, cu o populație de aproximativ 8800 de locuitori, este locul unde se află populara plajă Passa Grill. Mulți rezidenți se opun dezvoltării intense a plajelor, sperând să păstreze caracterul de oraș mic, iar Petrilă a promis în campanie că aceasta este și scopul principal al mandatului său. Hotelul Don Caesar a fost deschis în 1928 și și-a câștigat renumele de destinație preferată în Golful Tampa pentru milionarii răsfățați ai Americii, la apogeu epocii jazzului, inclusiv Al Capone fiind oaspete aici. Don Caesar este membru al Historic Hotels of America și a găzduit pe toți președinții americani de la Gerald Ford încoace. Legendarul hotel apare în pelicula Once Upon a Time in America, iar din 1945 până în 1967 a aparținut administrației veteranilor. A fost redeschis ca hotel în 1973 și de atunci a recăpătat faima și strălucirea din perioada interbelică, relatează mesajul.ro.